Salutare fraților și surorilor, bine ați revenit pe Urs TV. Acest canal pe care habar n-are nimeni ce se întâmplă, nici măcar eu. Ce facem azi? Astăzi avem o chestie, un mega experiment super mișto, cu o bucurie, minunăție, adunătură de energie, chestii, proteine, vitamina D de la soare și o super minunăciune amestecată acolo, găsită de mine în pădure acum 2 zile. Deși suntem în pandemie, am marele noroc să locuiesc pe malul Mureșului acum, în Arad. Și asta înseamnă că fix în spatele blocului meu e malul Mureșului, unde super mega norocul a dat peste mine undeva pe o salcie pitită, pe un trunchi pe care l-am astupat cu niște crengi ca să nu o găsească și alții pe cărare, până când crește până la dimensiunea pe care aș vrea eu să o culeg. Am găsit o mega super captură de 2,5 kg de puiul pădurii sau Letiporus sulfureus, o ciupercă bestială care crește mare, mare, mare. Am găsit-o de 2,5 kg. Am trecut una de 5 kg și crește enorm, crește și mult mai mult. Am auzit de capturi din alea record, de 10 de kg chiar. Ca să vedeți încă unul din foarte marele avantaje pe care le are natura și pădurea și faptul că o avem nu doar transformată în beton și căi de rulare pentru mașini și cauciuc și plastic, este că efectiv ne și hrănește. Nu doar că ne hrănește cu oxigen și cu toate lucrurile de care oricum avem nevoie, ci ne hrănește fizic cu mâncare. Ho, ho, ho! Așa, mega rețeta de azi. Ce avem nevoie? În primul rând, ingredientele. Super țelină, cam o jumătate de țelină mare, undeva pe la, nu știu, cred că vreo 400 de grame de țelină am aici. Leceapă, nihil sine ceapă. Și aici, pe lângă bunăciunile astea două, aici avem două super mega freaking minuni ale naturii. În primul rând, Letiporus sulfureus sau puiul pădurii. O mega ciupercă. Uite cât e de frumoasă. Ciuperca asta se numește așa, cred că am zis de 1 milion de ori chestii. Uite, uai, ce fragile fete îmi curge din apa. Nu știu că se vede și acolo. Oh, baby, da. O să pun aici sus videoul, aici undeva videoul în care vedeți unde am cules bunăciunea asta. Letiporus sulfureus, super ciuperca asta, puțin acrișoară, dar mega sănătoasă, mega delicioasă și în general găsită în cantități destul de mari. Și pe lângă bunăciunea asta o să mai punem în farfurie niște mega, mega, mega usturoiul ursului, Allium ursinum sau clasica deja leurdă, frunza care a devenit mega hipsterească în ultimul timp, dar puțin relevant că este sau nu hipsterească, e super sănătoasă, e super bună. Niște smântână, cu cât mai grasă cu atât mai bine, eu am 12% din asta o să folosesc. După gust, puneți voi câte vreți, cu cât mai multă cu atât mai gustos, dar cu atât mai hipercaloric. Piper și sare, dar în loc de sare eu o să folosesc niște, astea sunt cojile rămase de la niște alune cu sare. Că, în afară de faptul că sunt, îmi dă și un pic de gust de alună, e păcat să arunc sare. Bun, perfect, să ne apucăm. Întâi o să călesc ceapa în niște unt, pe care puteți să-l amestecați și cu niște ulei ca să nu se ardă. O să tai toate și începem găteala. Nu e nevoie să tăiați ceapa foarte mărunt. E perfect așa. Ne dă și un pic de textură. Nom, 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 nom. Cam atâta unt, cam așa ceva. Poate părea mult, dar atât țelina, cât și puiul pădurii, ciuperca asta pe care le punem aici, sunt super, super buretoase, așa, hidrofile, nu știu dacă este neapărat cuvântul, buretoase, așa, absorb mult, absorb o groază de umezeală. Așa că, pe lângă faptul că o să punem mult maglavaiz deasupra, e idee bună să avem și destulă zeamă în care să se îmbibe. Așa. Nu chiar niciun pic de unt. Bun, unt în tigaie. Topation Nation. Cât timp se întâmplă asta, o să mă ocup de tăiat celelalte legume.
Acum, dacă prin puiul ăsta al pădurii mai rămâne câte o mică bucățică de copac, efectiv, nu e așa de grav. Câte o mică bucățică de iarbă, mai rămâne puțin mușchi sau chestii de genul ăsta în trecutele astea, nu vă faceți griji, că nu-i satan acolo. Un pic de iarbă, un pic de frunză nu strică niciodată nimănui. Uink, uink, uink. E o chestie super interesantă de experimentat și de încercat, vegetarian sau nu, pentru că pur și simplu simți textura cărnii de pui, are textura pieptului de pui cumva. Se și rupe în fâșiuțe dacă o... Uite, vedeți? Uite aici, fâșiuțe. Focalizează. Nu știu cât de bine focalizează, nu vrea să focalizeze găgiul ăsta. Oricum, fâșiuțe. Știți ce? Le țâp direct în tigaie. Atenție la ars ceapa. Mai departe ne ocupăm de țelină. Câtă vreme ciupercuțele noastre se frig să înăbușesc acolo, o să fierbem, o să tai țelină bucăți și o să fierb în apa asta ca să-i dau, ca să se gătească puțin înainte să o aruncăm și pe antigaie. Vreau să scoatem cât de mult putem din apa aia din ciuperci ca să recălim și pe ele puțin. Bun, am tăiat și toată țelina. Pe asta o să fierbem în niște apă cu sare. Oh, ce mișto bolborosește ciupercuța noastră. Asta e perfect, înseamnă că exact se întâmplă ceea ce trebuie și anume că se evaporă din apa din ea, ea se gătește. Ups. Mai bine murdar de viață decât curat degeaba. Ea se gătește și în final când o să se evapore majoritatea apei, o să se și călească puțin ce avem acolo. Așa, apoi putem să continuăm sosul nostru pe care o să-l punem peste bețișoarele noastre de țelină fierte, pe care voi le puteți înlocui dacă vreți și cu paste sau cu alte chestii. E un experiment pe care de-abia așteptam să-l fac și cred că pe rădăcina asta o să aibă și gust bun și o să meargă și bine ciupercuța noastră. Ia uite cum arată, vă vine să credeți că asta e o chestie vegetală? Delicious Nation! O să pregătesc între timp urda cu floricică, cu tot. Leurda ajunge tăiată în bucăți mari. Bun, atât. În mare, acum așteptăm și după o să fie totally freaking awesome. Voi să nu uitați să puneți sare în apa de la țelină. Le țelină încă nu chiar fierbe. Ha, uite, începe să se scorojească puțin și să prindă culoare. Ia uite, vedeți și voi pe aici? Fraților, check this out! Mamă! No! Zici că e parizer! O să las ciupercile pe foc cam până când se evaporă destul apă și văd că încep să se rumenească mai tare, lucru care a început deja, dar vreau să le văd pe mai toate făcute așa. După care o să le amestecăm cu bețișoarele de țelină care deja s-au fiert, cu leurda, cu smântâna, cu piperul, cu înlocuitorul nostru de sare și după care o să ne distrugem fața cu minunția rezultată. Uai de capul și de zilele mele, dude, ce bine arată! Wow, uite, ia uitați-vă și voi, uite! Nu știu cât de bine e focalizat acolo, uite aici, ia uite-l pe găgiul ăsta. Și pe aici ce culori, mamă, nu vine să crede. Uite, uite,
Oh, man! Hai să nu vă zic și cum miroase! Ok, eu zic că suntem în punctul ăla perfect în care să punem mai departe ce mai avem de combinat în tigaia noastră. Deci, în tot acest timp, el nu stă tu degeaba. Nu sunt cartofi prăjiți sau fierți, ci țelina de mai devreme. Bețișoare, fiartă puțin, înmuiată, delicioasă în mâncărica noastră. Deci, țelina, și pentru că țelina se mai plină cu apă, o să-l las întâi puțin să se amestece, după care o să pun și restul de delicioșenii. Ai crede că amestec toate lucrurile astea ca să mă dau mare, că vezi, Doamne, cât de bucătar, dar de fapt se întâmplă fiindcă mi-e lene. Nu vreau să murdăresc tot felul de ustensile. De obicei fac asta în rulotă, unde apa e... unde e important să economisești apa. Așa că toată povestea asta cu amestecul din poanie, e de fapt lenea mea arde lenească la lucru. Dar hei, poți să numești eficiență, nu? Bun, a venit momentul să și sărez un pic povestea asta. Să aveți grijă dacă faceți chestia asta în ceva doar cu ulei, dacă nu este și umezeală, că la cât sunt de mici chestiile astea, e posibil să se ardă. Așa că grijă în altfel de combinații. E prima dată când testez și chestia asta. Momentul leurzii! Bun, și acum că am pus și leurda, o să le acopăr cu un capac. Nu trebuie să stea foarte mult timp sub capac, dar cât să înceapă să se adune din umezeală. Oh, mamă, nu pot să vă spun ce miros iese de aici. Ho. Și încă nu-i gata. Piper, generos că e multă combinație. Și mai merge pe foc până când se îmbină foarte bine toate aromele astea acolo. Ce vedeți voi aici curgând? Astea sunt lacrimile facerii delicioșeniei din tigaie. Deci e aproape gata, mai adăugăm smântână și avem cea mai mișto chestie, pădure în tigaie. Jesus. No, lene, da, e momentul și pentru o spatulă. Chestia asta ar fi delicioasă și așa, dar o să facem și mai porno, îi țipăm o dita mai smântânoacă în ea. Nu lăsăm nimic. Atenție mare la calorii după povestea asta, pentru că smântâna asta, bineînțeles, că crește mult puterea calorică. Mă rog, ca orice lucru, toxicitatea e determinată de cantitate. Așa că, na, exagerarea e cea care o să... cantitatea e cea care poate să cauzeze o exagerare aici. Și de obicei. Jesus, ce limbaj de lemn! Limbă de lemn, ursule, limbă de lemn! Înapoi capacul, focul mic. Și acum atenție și mai amestecați din când în când să nu se prindă de fum, să nu se ardă. Iau capacul pentru că a început deja iar să bolborosească. Bulbuci ăștia-i facerii, the most delicious thing that has ever happened. No, perfect. Unde e cea mai bună poziție aici? Ho. Le plating. Ok, momentul pentru close-up. Nom. Holy crap, man. No, asta e din pădure. No. Ia să vedem ce am făcut. Mamă, ești fericit. Wow, fai, minunat. Oh, bestial. Totally freaking awesome. Mamă, și un pic de gust de alună. Oa, și lor, da. Subscribe și din aia știți voi. No, mai bine murdar de viață decât curat degeaba.